În lecția de astăzi ne vom uita la un concept care cred că voi străgați, că de ce nu l-am folosit până acum. Printul este printul tău de obicei când încerci să faci un debugging, când încerci să salvezi codul tău de la bug-uri. Cum puteți vedea, am scris aici print, este printul tău. Putem vedea că aici avem niște linii de cod în care introducem numărul de pagini și numărul de cuvinte per pagină, ca apoi să calculăm câte cuvinte sunt în total într-o carte. Putem vedea că la început variabile sunt inițializate ca 0. Și după aia utilizatorul nostru le introduce, totul se calculează și ne este printat înapoi. Acum, un mic lucru pe care o să-l observați, atunci când dau run, numărul de pagini îl introduc, știu și eu că va fi 50 și numărul de cuvinte pe pagină va fi 250. Nu știu de ce nu pot scrie, o secundă revin. Ok, iarăși calculatorul meu îmi dă bătaie de cap. Acum, când voi încerca să pun că este 250, vedem că 50 de mulțit cu 250 ne dă tot 250. Acum, când dăm încă o dată un run, dacă pun numărul de pagini, știu și eu, 100, numărul de cuvinte per pagină, tot 100. Putem vedea că ne dă 0. Din ce cauză ne dă nou 0, acum trebuie să ne gândim. Așa că să încercăm să facem un printing la tot. Dacă dau încă o dată run, puteți observa că nu contează ce număr voi pune aici. Nu contează ce număr voi pune aici, oricum ne va da 0. Așa că să încercăm să printăm fiecare variabilă în parte ca să observăm în care variabilă stă problema noastră. Să încercăm să ne folosim de f-stringuri. Print, punem mai întâi un f, după aia pages, este egal cu pages. Așa, închidem f-stringul nostru. După aia încă un print, f word per page, este egal acolo de word per page. Și acum închidem f-stringul nostru. Sper că nu am făcut nicio greșeală. Și acum când ne dăm un run și încercăm să introducem niște numere mai reale, numărul de pagini spunem că este 121 și numărul de cuvinte per pagină este 250, ca exemplu. Putem vedea că aveam acolo un log, pages este egal cu 121, dar word per page este egal cu 0. Am folosit printul, deoarece printul este printul nostru la debugging, ca să observăm în care variabil stă problema și observăm că în cazul nostru stă în word per page. Cred că ați observat deodată care este greșeala, dacă nu, încercați să puneți o pauză acum la videoclip, uitați-vă atent și observați în care este greșeala la word per page, de ce el este totuși egal cu 0 și nu, ce nu este schimbată valoarea la 250 la cea pe care a introdus-o utilizatorul. Ok, ca să vă spun eu, după cum puteți observa, aici avem un egal, aici avem două egaluri care transformă tot statementul dat în false, adică nu se verifică acel input, nu se updatează valoarea la word per page și ca să rezolvăm problema dată trebuie doar să scoatem un mic egal de acolo și acum când avem egal sus, egal jos, nu contează că aici vom avea 0, după aceea când vom introduce totul, să vedem cum va fi. Numărul de pagini, să punem un număr real, 131 și 170 de cuvinte pe pagină. Și după aia putem vedea că este 22.270 de cuvinte în total în carte date, din cauza faptului că s-au înmulțit acele două numere. Dacă nu mă credeți că s-au înmulțit, să încercăm să dăm niște numere mai reale, spunem că are 50 de pagini, că e 50 de cuvinte, ar trebui să fie 2500. Și este 2500, putem vedea că s-a înmulțit și încă ni s-au logat acele variabile, putem vedea fiecare cu ce este egal. În orice caz, folosiți printul, foarte multe ori ar trebui să folosiți printul când faceți un debug, deoarece printul vă permite să vă duceți la un anumit stadiu din codul vostru și să-l verificați. Printați, nu vă bateți capul de ce cred restul, deoarece printul este cel mai ușor mod, dar totul cel mai complex, am dat puțin microfonul mai sus, dar totuși cel mai complex pentru a face un debug, pentru a observa în ce este problema la un cod. Deoarece, după cum am spus, ne permite să analizăm totul pas cu pas. Dacă noi nu ne putem juca de computer, lăsăm computerul să ne arate nou în ce este problema, punând acolo printuri. Veți avea de multe ori coduri mai mari, nu veți avea doar, știu și eu, 10 rânduri acolo, veți avea poate chiar și sute. Și acolo vor apărea destul de multe erori, credeți-mă, din experiență vă spun. Așa că eu tot de obicei printam totul pas cu pas și observam momentul în care computerul meu spune că ceva aici nu este bine. Acestea fiind spuse, vă aștept la lecția viitoare să vedem ce vom face în continuare, cu ce ne vom ocupa în secțiunea dată.